stabilite și organizate pentru prezentarea programelor sociale și politice de către toate structurile participante la alegeri la Giurgiu. Campaniile electorale s-au transformat în cu totul altceva decât o competiție deschisă, corectă, dar mai ales civilizată. Astfel, preocupați mai mult de ceea ce fac alții decât ce se întâmplă în propriul partid, unii lideri politici se întrec în a denigra adversarii, iar cel mai grav este că acest lucru se face total gratuit, fără vreun fundament în realitate. Așa se face că interesați peste măsură de notorietatea candidatului PNL la președinția Consiliului Județean, socialdemocrații nu au avut timp să-și lanseze propriul candidat, despre care nici până la această oră nu se cunoaște nimic. Legat de acest subiect, Dumitru Beanu, copreședintele organizației județene a PNL Giurgiu și candidatul la președinția Consiliului Județean din partea acestei formațiuni, a precizat că un partid care se respectă, dar mai ales care își respectă electoratul, ar trebui să dea dovadă de mai multă seriozitate, atât în relația dintre acesta și cetățeni, dar și în aceea dintre el și alte partide. Constat o mare apetență și la cel mare partid din județul Giurgiu la acest moment, cel puțin din raportările prezentate de adversarii noștri PSD și la o parte din presă, privind notorietatea și situația candidatului PNL pentru Consiliul Județean Dumitru Beanu. Dar mă întreb și eu ca giurgiuvean, dacă tot PSD a promovat această lege într-o formă atât de ipocrită a alegerii președintelui din rândul celor 31 de consilieri și dacă mai sunt doar 3 luni până la alegeri, cine este candidatul PSD la aceste alegeri? Cine e persoana atât de bine pregătită, serioasă, credibilă, căreia giurgiuvenii să fie convinși de acum până la alegeri să-i acorde votul în speranța că într-o asemenea formă de guvernare locală va fi mai bine pentru fiecare dintre noi? Tematica aceasta a contestării altora, de multe ori pe nedrept sau fără niciun fel de substanță, mi se pare total neproductivă și chiar neserioasă. Dacă îi respectăm pe giurgiuveni, cred că ar fi obligatoriu să ne asumăm fiecare acest rol cu bune și rele a unei candidaturi declarate și, mai logic decât atât, mi s-ar părea să avem o competiție pe marginea unor propuneri, a unor soluții pentru probleme existente, cunoscute și pe care giurgiuvenii și le-ar dori rezolvate în anii următori. Așadar, invitând la seriozitate, Dumitru Beanu le transmite competitorilor săi că încrederea giurgiuvenilor nu se câștigă prin discreditarea adversarilor politici, ci prin soluții și propuneri la problemele comunității de la care vor să câștige voturi.